Odată ajuns în Bucovina, nu trebuie să ratați o plimbare cu mocănița, puțulca, așa cum îi spun localnicii. Vechiul trenuleț cu abur vă poartă într-o călătorie molcomă și de neuitat printr-un tărâm de poveste. Locomotiva de 150 de cai putere, locomotiva Huțulca, te plimbă prin acest peisaj timp de aproximativ 30 de minute. Numele acesteia este dat de țătenii Huțuli, care au botezat-o după numele lor. Mocănița Huțulca a fost construită în anul 1888 pentru a transporta lemnul de la pădure la gater. În anul 1909, fondul bisericesc din Bucovina a preluat linia și a schimbat ecartamentul acesteia de la 800 de mm la 760, ecartamentul standard. Dacă la început traseul avea doar 24 de km, în anul 1987 acesta a ajuns la 73 de km. Până în 2001, linia a fost folosită pentru transportul de lemne. Din iulie 2005, aceasta a intrat sub administrarea Asociației pentru păstrarea liniilor înguste din România. În prezent, linia are 10,5 km și se bucură de turiști din toată lumea. De aceea, invitația noastră este să includeți Mocănița pe lista obiectivelor care merită vizitate în Bucovina.